Dragi invitați, mă bucur foarte mult că suntem la librăria Cărturești și vreau să-i mulțumesc doamnei Denisia Susanu și domnului Cosmin Crivețeanu și echipei de la Cărturești pentru găzduire și promovarea cărților noastre. Și acum avem o întâlnire, nu așa a fost în intenție, dar așa s-a nimerit, să vorbim în această seară tipic londoneză despre o laureată a premiului Nobel în 1926, Grația Deleda, tocmai acum când lumea e în așteptare și în discuții, se discută și la bursă cine va lua premiul Nobel pe 2023. Mâine se va afla. Avem și un român pe listă, îi dorim succes lui Mircea Cărtărescu. Grația Deleda, în traducerea lui domnului profesor Ștefan Damian, această carte Biserica Singurătății, domnul profesor va vorbi despre Grația Deleda, o imagine a Sardiniei, și după această conferință și după această discuție dezvoltată, conferința, o lansare practică a acestei cărți dezvoltată într-o conferință, vom vorbi și despre autorul, nu numai traducătorul, Ștefan Damian, care a publicat, sau editura Școala Ardeleană a publicat la 75 de ani, la aniversarea 75 de ani, un roman solid, central, european, transilvan, Urma Altoiului. Despre carte va vorbi domnul Ion Noja. Acum o să-i dau cuvântul domnului Ștefan Damian, nu înainte de a citi motivația jurului Nobel pentru Grația Deleda. Pentru scrierile sale de inspirație idealistă, în care zugrăvește cu claritate plastică viața de pe insula sa natală, Sardinia, și pentru profunzimea și simpatia cu care se apropie de problemele existenței omenești. Domnule profesor, aveți cuvântul. Poți să stau jos? Da. Dați-mi, vă rog, să stau jos, fiindcă mă simt mai comod și cred că sunt puțin mai cursiv decât dacă aș sta în picioare. Înălțimea întotdeauna m-a deranjat. Grația Deleda este un fenomen în cultura și în literatura italiană, pentru că provine dintr-o insulă mică, de 24.000 de kilometri pătrați, care se găsește la o distanță de circa 200 de kilometri de Italia, de peninsulă, la 200 de kilometri de Africa și la 400 de kilometri de Spania. Așadar, vine din această insulă înconjurată de alte insule mai mici, ca și o cloșcă cu puii de aur. În partea septentrională este la 11 km depărtare de Corsica, care este teritoriul francez, cum bine se știe. Așadar, vine dintr-un spațiu cu o populație actualmente de circa 1.600.000 de oameni, iar în 1871, când Grația Maria Cosima Damiana Deleda se năștea, avea vreo 900.000 de locuitori. Cu 10 ani mai înainte se formase statul italian, așa zis unitar, din mai multe țări, pentru că sarzii se socoteau ca aparținând unei alte limbi și unei alte țări. Și era vorba de conducerea de la Torino, care de fapt guverna insula. O insulă care trecuse de-a lungul istoriei, și îmi pare rău că trebuie să fac aici o mică incursiune în istorie, însă altfel nu se pot explica multe dintre elementele care au guvernat scrisul Grației Deleda. Este o insulă care are mai multe perioade de dezvoltare. Sigur, prima populație, cea nuragică, de la care ne-au rămas monumente arhitectonice străvechi, a fost
cucerită rând pe rând de fenicieni, de cartaginezi, de ostrogoți, de vizigoți, de bizantini, de pizani, de genovezi, de spanioli, de catalani și, la urmă, de către, au fost anexați de către Austria și austriacanții respectiv, respectiv de statul italian după 1861. Atâtea populații care au trecut pe acolo și au lăsat, desigur, amprenta asupra spiritului oamenilor locurilor. În așa fel încât și astăzi, circa 52% dintre locuitorii insulei vorbesc limba italiană, care s-a impus după anii 1870. Limba sardă, vreo 40%, iar restul sunt alte dialecte. Cel catalan, de exemplu, care este o limbă spaniolă, de altfel, și multe elemente arabe, multe limbi arabe. Bun, actualmente și limba română face parte dintre limbile insulei, pentru că avem o emigrație destul de consistentă în Sardinia. Așadar, acest teritoriu, care este format 80% din munți și dealuri, coline, și numai 20% din câmpii și țărmul mării, renumit de altfel pentru frumusețile sale, pentru nisipurile de aur de acolo, pentru plajele largi și foarte populate în timpul verii, vara la ei este foarte lungă, de la sfârșit de aprilie până în octombrie. Aceste teritorii, deci, au avut o soartă destul de interesantă, pentru că au fost un creuzet în care s-au amestecat culturi, tradiții, obiceiuri, moduri de existență și toate elementele care țin de suprastructura și infrastructura unei populații. Grația se naște, deci, la 1871. Este fiica unui ilustru proprietar din Nuoro, o localitate atunci de circa 6.000 de locuitori, dar sediu episcopal. Deci avea un anumit rol funcțional în insule. Este împreună cu cei 6 frați ai săi, deci fiica unui proprietar de pământuri și de păduri, care, printre altele, era și poet în limba sardă. Era un om, deci, destul de bogat ca să-și permită acest lucru. Mama făcea parte, Tambosu, făcea parte dintr-o altă familie de preoți. Deci, rădăcinile sunt cât de cât culturale. Cu toate acestea, tatăl nu-i dă voie micii ființe, Grația de Reda, să frecventeze decât 4 clase primare. A patra o repetă din plăcerea de a merge la școală, până când îi se întrerupe această plăcere și rămâne autodidactă. Ca și autodidactă, în schimb, ia ore de la un profesor care locuia la ei în chirie, cu care învață limba italiană, deci la ei în familie se vorbea limba sardă, nu știau italiana, limba italiană, respectiv latina și franceza. Franceza ajunge să fie o limbă foarte de mare uz, pentru că mai târziu va avea legături cu numeroase edituri franceze și cu numeroși scriitori francezi, ba chiar și traduce din franceză. Așadar, are o pregătire destul de sumară din punct de vedere a oficialității școlare, să zic eu. Alminteri este o ființă activă, foarte activă chiar, care încă de la 16 ani începe să publice și publică în revistele sarde și apoi în revistele continentale. Publică povestiri, publică elemente de folclor, chiar este capacitată de Angelo de Gubernatis să se ocupe de folclorul și de tradițiile din Sardinia și să-și constituie o echipă de cercetare. O echipă care este formată numai din bărbați, iar ea este șefa lor. Aceștia o privesc cam ciudat, pentru că mentalitatea insulei era una foarte restricționistă, întrucât bărbații nu vedeau cu ochi buni dezvoltarea ideii
feminine, ca femeile să acceadă, să aibă roluri importante. Cu toate acestea, Grația reușește de aici să publice o serie de articole într-o revistă a acestui conte, Angelo de Gubernatis, referitor la literatura sardă de tip popular. Este o literatură care se petrece normal cu ocazia marilor sărbători religioase. Pentru că la hramurile bisericilor sau de sfinții patroni ai unei localități sau a unui teritoriu au loc, în afară de distracția obișnuită, și zile de literatură. Ba chiar se organizează întreceri de literatură, în dialect sau, bineînțeles, pe teme date sau pe teme libere, astfel încât ea asistă, împreună cu toată populația prezentă acolo, la aceste dezbateri, unde îl ascultă inclusiv pe Antonio, tatăl său, recitând și interpretând diverse scenete. Bun. Până aici suntem deja aproape de 1900, când începe să publice romane, Stela d'Oriente, de exemplu, și să fie invitată să își exprime părerea în diverse ocazii. În total, se știe, Grația a publicat 34 de romane și vreo 250 de povestiri. Până la 400, încă 150 de alte intervenții mai mărunte. A fost, deci, foarte activă. Ajunge, așadar, să fie curtată de ziarele din insulă și de cele continentale. La un moment dat, în 1899, este invitată de o revistă la care publica, la Cagliari. De la Noro la Cagliari sunt circa 170 de kilometri. Strada o face, călătoria o face în tren. Vreo 4 ore la viteza de 40 de kilometri orari de atunci. Și ajungând la Cagliari, visul ei este să plece, să fie Cagliari, să fie o rampă de lansare, să scape de insula asta care o sufocă. Pentru că este bârfită în sat, este bârfită în prejurimi, nu îi se permite să facă ceea ce simțea ea nevoia să facă, și anume să se exprime la modul cel mai serios în opere care să-i fie pe măsura spiritului său. Așadar, intră în legătură cu o redactoare a unui ziar local, și într-o după masă, la acele serape care se organizau în cinstea noii venite, întâlnește, se joacă, este un joc de societate. Locul se numea De ce? Ea nu este, Grația nu este capabilă să răspundă la o întrebare și este pedepsită. Și este pedepsită de un domn cu mustață, înalt, bine făcut. Grația avea 1,52 înălțimea și 32 la picior, ca să ne înțelegem. Deci era o minionă totală. Față de ea, întâlnește în fața ei, deci este un domn care o întreabă ca și pedeapsă. Te rog să-mi spui cu cine vrei să te căsătorești. Și ea îi spune cu tine, cu dumneata. Nu îi spune chiar cu tine, îi spune cu dumneata. Acesta este Palmiro Madezani, care peste două luni îi spune, peste două luni, dacă nu te însori cu mine, te las. Peste două luni se însoară cu ea, o ia și pleacă pe continent. Merg la Roma. Înainte ajung în Pia Padului, de unde acesta era, și apoi la Roma peste câteva luni. Madezani, care lucra la finanțe, se miră de impetuozitatea acestei ființe mărunte și îi devine agent literar. Își renunță la serviciu și se ocupă doar de promovarea soției. Ea, natural, începe să scrie Elias Portolu, un roman necanonic, să zicem așa, continuă cu Cenușe, Cenere și alte romane, până la 34 sunt foarte multe, în care încearcă să își impune un punct de vedere inclusiv moral, total antagonic moralității insulei. Deci duce cu sine această insulă natală, dar nu o respectă, dimpotrivă. Este necanonică.
Sigur că succesul vine absolut imediat, pentru că publică cu Treves, publică cu mari editori italieni ai timpului, publică în Nova Antologia și așa mai departe, reviste de mare prestigiu. În 1910 face o primă călătorie în străinătate, după ce încercase cu un an mai devreme să-și depună candidatura pentru un loc în Parlament din partea Partidului Liberal. Obține 34 de voturi. Preopinentul are vreo 1000. Da, da. Nu, pe insulă, pe insulă. Insula avea dreptul la 11 deputați și la 3 senatori. Bun, nu reușește și când în 1910, înainte de a pleca în Franța, vine din nou să-și revadă insula, este primită tot cu ostilitate de ai săi. Deci rupe întru totul legăturile cu patria mamă, să zic eu, și se deslănțuie pe plan european. În Franța, normal, este publicată de edituri serioase, ea însă și traducând din franceză, cum spuneam, și își face o glorie literară consistentă. Din Franța ajunge în Suedia, unde, prin intermediul ambasadei din Roma a Suediei, este cunoscută. Astfel se poate și explica de altfel premiul Nobel pe care, desigur, ea îl merita, dar este a doua femeie care are premiul Nobel după Langerhans. Deci era o chestiune absolut nouă pentru juriul masculin, să zic așa. Așadar, în toate romanele sale, cum vă spuneam înainte, se remarcă acest spirit de frondă, acest spirit non-canonic și, normal, tot ceea ce trecutul insular aduce la suprafață. Și ce aduce la suprafață sunt, cum vă spuneam, tradițiile, mediul, atmosfera, locurile natale, gen Argentul, muntele care se vede și de unde se poate vedea marea, Portobene, satele din jurul Noro, de exemplu Galteli, în Trestii în Vânt, Galte se numea localitatea, ea îi spune Galteli, unde descrie destinul celor patru surori Pintor, care și ispășirea pe care servitorul lor trebuie să o suporte, pentru că în toate romanele este vorba de ispășire, întrucât ea admira normal marea literatură rusă, pe Dostoevski, pe Tolstoi, pe Turgeniu, pe Maxim Gorki, după cum admira pe Stendhal și alți francezi, pe Mallarmé scrie despre ea, de exemplu. Așadar, este și trăiește într-o complexitate de elemente culturale pe care le asimilează, dar pe care le împământenește în solul Sardiniei. Sardinia, care, cum ziceam, rămâne o enigmă pentru italieni încă, pentru că la ora respectivă nu era cunoscută decât ca o țară îndepărtată, un teritoriu îndepărtat, sigur, făcea parte din Italia, dar nu avea o dimensiune apropiată spiritului italian. Astfel încât mulți critici chiar vorbesc despre Grația de Reda ca fiind o scriitoare italiană din literatura italienilor și nu a Italiei. Cum s-a vorbit și despre sicilieni, de altfel. Cu sicilienii, cu unii dintre ei, are relații bune. Mă gândesc la Verga. Verga era un mare scriitor, la Luigi Capuana, pe când marele Pirandello, nu. Dimpotrivă, scrie în 1910 Pirandello un roman numit Suo Marito, soțul său, soțul ei, în care are ca model familia Grație de Reda, ea și soțul Madezano. Nu, ea îl amenință că îl va da în tribunal. Urmează o discuție neplăcută, bineînțeles, iar fiul lui Pirandello, Stefano Pirandello, îl va republica acest roman cu alt titlu prin 41 după ce mor și tatăl ei și Grația de Reda. Bun, acestea sunt niște bârfe destul de ușoare, să zicem așa, pentru că lucra cu un program
foarte serios. Dimineața se ocupa împreună cu servitoarea de bucătărie. Mai ales după ce se mută la Cervia, unde, pentru că îi place litoralul și unde scrie operele. După care, după masa de prânz, copiii, cei doi copii, Francesco, Franz, cum îi zicea ea, și Sardus, sunt obligați să nu facă gălăgie, fiindcă mama scrie. Avea, deci, program de scris. Nu putea fi scoasă din acest program. A scris până în ultima perioadă a vieții. Perioada a vieții care se... Bun. E o poveste. Așa. Povestea este următoarea. În 15 august este foarte bolnavă. În 15 august 1936, anticipez acum, apoi mă întorc la o altă chestiune, și vine, cere să vină pentru ultimul masul, să vină preotul. Era Sfântă Mărie, 15 august, sărbătoare mare. Preotul lipsește și vine ajutorul de preot, care bate la ușă și îl întâmpină grația de Leda însăși. Și acesta o întreabă, cine este muribunda? Ce eu sunt. Bun. Avea un mod de comportare absolut precis și exact. Cu Mussolini a avut relații foarte proaste. Fiindcă i-a refuzat, când a primit Nobelul, l-a refuzat pe reprezentantul Italiei fasciste în Suedia, care a zis-o, doamne, nu vă înscrieți în partidul fascist, și a spus, literatura nu face politică. Bun. Când se întoarce din Suedia, Mussolini lasă să treacă câteva zile până când o invită să o felicite. Și o felicită, natural, în Palatul Veneția, din centrul Romei, și o întreabă ce poate face pentru ea, acum că este premiul Nobel. Și ea zice, pentru mine, nu, dar am o problemă. Cel care a cumpărat casa noastră de la Nuoro a fost acuzat pe nedrept și a fost închis. Vă rog să-l eliberați. Și, într-adevăr, Mussolini îl eliberează pe acesta. Acest mod de a pune problema libertății a pus-o și în romanele sale. Pentru că una dintre temele fundamentale este banditismul sard. Banditismul sard care presupunea un fel de haiducie. Dar era și o chestiune care ținea, sigur, economică, prima, înainte de toate, dar și o chestiune de orgoliu. Unii doreau să arate că ei pot întreprinde ceva deosebit. Să atace, de exemplu, un preot să-l fure de bani, să-l oblige să mărturisească unde sunt comorile bisericii sau odoarele sfinte sau alte chestiuni. Sau să dea câte o lovitură în turmele păstorilor de porci, de vite și de alte animale care pășteau în tancasurile, în acele îngredituri care de piață în care era împărțit teritoriul. Banditismul, care de altfel este un fenomen extraordinar de interesant. Sebastiano Satta, cel mai mare poet al insulei, moare în 1914. Fusese avocat, avocatul bandiților. Făcea parte din familie ilustră și acesta, tot de avocați, așa încât la înmormântarea lui Sebastiano Satta participă atât bandiții din munți cât și carabinierii, într-o armonie desăvârșită, după care din nou taberele se despart și se ajunge la căutarea unora de către ceilalți, de la jocul hoții și varviști, dacă vreți. Sigur că aceste elemente grația le știe și le toarnă în romane. Le toarnă într-o scritură cursivă, directă, de multe ori lipsită de aparente profunzime. Este o povestitoare. Nu face construcții romanești, cum suntem noi obișnuiți astăzi să răsturnăm totul. Nu. Ea își spune povestea.
Dar o spune cu atâta nonșalanță și siguranță încât devine captivantă. Și critica a remarcat acest fapt. O critică despre care spuneam că n-a fost totdeauna îngăduitoare cu ea. Atilio Momigliano, un mare critic, fusese profesor la Nuoro. Este târziu când acesta o descoperă pe grația de Redea și încearcă să o impună. O mai laudă și Flora și alți autori de istorie literare, însă nu pe măsura și în toată integralitatea valorii sale. Până în 1986, când se organizează un mare colocviu la Nuoro. La acest colocviu internațional, în sfârșit, grația este repusă în drepturi în toată plenitudinea ei și, din când în când, datorită primăriei din Nuoro sau din Galteli, satul în care este situată una dintre cele mai frumoase opere ale sale, Trestii în Vânt, organizează din 5 în 5 ani adevărate colocvii internaționale dedicate ei. La moartea sa, cum vă spuneam, în 15 august 1936, este înmormântată la Verano, în Roma, în apropiere de universitate, unde rămâne până în 1959. În 59, statul italian în sfârșit începe să se deschidă și mormântul ei, resturile ei mortale sunt duse în Sicilia, în Sardinia și înhumate într-un sicriu de bazalt de culoare neagră în Biserica Singurătății. A fost dorința ei? Nu știm. Cam atât. Este prea mult, cred că în seara asta. Domnule profesor, câteva minute despre carte, ca un ghid de lectură. Nu o să vă povestesc, da. Nu se au reacționat în afară de Mussolini în italieni la treaba asta cu premiul Nobel? A fost prima italiană? Da. A doua scritoare din lume, da. Și prima scritoare de limba italiană după câțiva scritori italieni, bărbați, da. Carducci și alții. Practic a fost o mare invidie. Toți au fost invidioși pe ea, fiecare dorea să primească premiul Nobel, ca și astăzi la noi, dacă vreți, când vedem că... Oricum, mult pentru obținerea acestui premiu a făcut mult ambasada Suediei în Roma, respectiv francezii, nu italieni, ci francezii, pentru că îi cunoștea pe cei mai importanți francezi. Trebuie să ne gândim că în epocă mai erau alți pretendenți, D'Annunzio, de exemplu, care putea fi mult mai devreme premiat, sau Pirandello, care a mai așteptat câțiva ani. O să nu mai vorbesc de Verga. Verga putea fi și el. În fine, asta a fost situația. Și cartea? Cartea este... Biserica Singurătății, care este... are accente și autobiografie. Cartea este inspirată, dacă vrem așa, din tragedia ei personală. Pentru că înainte de 1926, cu câteva luni, a simțit că are probleme cu o boală incurabilă. O boală incurabilă care a fost apoi transpusă în această carte, în personajul Maria Concezione, care și ea suferă de acel cancer de sân specific femeilor și care îi impune anumite restricții, așa cum și ei îi se impuneau anumite restricții. Practic sunt foarte multe elemente din viața ei particulară, din viața ei personală, care sunt turnate în această carte, care are însă un final ambigu. Nu este dusă până la litera Z când se închide o existență, ci se lasă deschisă, ca un fel de operă deschisă, dacă vreți. Lăsându-ne să ne gândim noi ce nu s-ar putea întâmpla. Cu alte cuvinte, cam asta este. Este o carte foarte interesantă, pentru că povestirea curge de la sine. Este mai degrabă decât roman, mi se pare o lungă nuvelă, mie cel puțin.
Pentru că este foarte greu de definit o scriitoare ca și ea, apropo de dimensiune. După dimensiune nu te poți, după construcție te-ai putea baza că domnul este un fel de roman, dar nu este chiar un roman, deși se lucrează pe mai multe planuri. Dar în bunele tradiții ale nuvelei din anii respectivi, este o lungă nuvelă de tip roman. Cam atât. Îi mulțumesc, domnule profesor, pentru această traducere. Am editat-o cu mare drag la editură și sper să aibă succes, pentru că merită această autoare să fie citită. Au mai apărut niște traduceri și înainte de Revoluție și după, dar destul de puține pentru valoarea ei. Aici este o fotografie a ei, cam în aceeași perioadă în care a scris romanul, și vreau să fac o paranteză publicitară, să spun că domnul profesor Ștefan Damian a mai editat la noi, este și poet, acest volum Între linii, un volum foarte frumos, profund, a tradus împreună cu Bruno Manzoni o selecție din opera lui Blaga și am lansat-o acum câțiva ani la Sebeș și se bucură această ediție în limba italiană, bilingvă, această traducere a lui Blaga în italiană, se bucură de căutare și iată că această carte, Urma Altoiului, pe copertă, vedeți, domnul profesor este din Hodoș, Bodrog, Pecica, Banat, România, Tera, și pe această copertă este Inima de Piatră de la Mănăstirea Hodoș, Bodrog. Mă mândresc că mă laud că a fost ideea mea aceasta și colegii mei, Paul Burcea, care a făcut grafica la aceste cărți, a reușit să facă o copertă frumoasă la, repet, 75 de ani la aniversarea autorului, care i-a împlinit anul acesta și dorim viață lungă și la mulți ani, dar și la multe cărți, nu numai ani, dar și cărți. La mulți ani, domnule profesor. Vreau să vă mai arăt, am editat în linia italiană această carte, Dacia Maraini, Lunga viața Marianei Ucrea, în traducerea lui Gabriela Lungu, o altă mare scriitoare italiană, o altă insulă, Sicilia, a fost acum 2 ani la Festivalul de Carte Transilvania, Dacia Maraini, și a plăcut. Și zice, mă bucur că port numele uneia dintre numele țării voastre. Așa spune Dacia Maraini. Apropo de literatura italienilor, și în Elveția e o literatură italiană, o știți dumneavoastră mai bine, prea bine. Traducerea Violetei Popescu, Daniele de la Niola, pe care l-am adus la Festivalul de Carte Transilvania. Pe copertă este personajul acestei cărți, o doamnă, care la 85 de ani a venit și ea la Festivalul de Carte Transilvania și a fost un dialog între scriitor și ce a făcut scriitorul din personaj. Cât a pus ficțiune, cât a pus realitate, cum l-a certat această doamnă pe scriitor, ce a făcut bine și ce n-a făcut bine în această carte. Asta mă amintește și foarte scurt. Vorbesc despre cum la filologie se mergeau studenți în practică la Muzeul Liviu Rebreanu din Năsăud, din Prizlop, și acolo Raveca, prototipul Anei, trăia, a murit aproape de anii 80, așa. Da, ați cunoscut-o și dumneavoastră. Și cineva dintre studenți, poate din echipa dumneavoastră, a întrebat, ați citit romanul Ion? Și Ana, Raveca, în realitate, spune, da, v-a plăcut foarte, zice, mi-a plăcut.
Scrie bine domnișorul Liviu, ce nu v-a plăcut? Normal, ziaristul pune întrebări. Zice, nu mi-a plăcut că m-a omorât în roman. Eu n-aș fi făcut așa ceva niciodată. No, și asta a fost dialogul. Mai arăt și acest dialog Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore. Nu mai au nevoie de nicio recomandare. Un mare compozitor și mai ales de muzică de film și un mare regizor italian. Italia profundă în aceste cărți și Banatul profund în cartea domnului Ștefan Damian, Urma altoiului, despre care va vorbi domnul Ion Noja. Nu înainte de a mulțumi pe celor care s-au ocupat de cărțile acestea, lui Paul Burcia, tehnic redactor, și redactorul de carte, Alina Vucai, care a avut un dialog, cum să spun eu, fructuos cu autorul, au schimbat informații și multe lucruri. Alina Vucai, un redactor bun al nostru de carte. Domnul Ion Noja. Ion Noja, mă iertați că v-am stârcit numele. A ajuns la vârsta la care nu văd prea bine, aud rău, având numai norocul de a uita repede, nu mai permit să vorbesc liber. De aceea voi încerca să-mi citesc intervenția mea. S-aude? S-aude. Aș vrea să încep cu o mărturisire. Când Ștefan mi-a dat cartea și mi-a propus să vorbesc despre ea, am simțit o emoție inedită. Datorită situației particulare a celui care îmi făcea propunerea. Scriitor polivalent și mijlocitor neobosit între literatura română și literatura italiană, Ștefan Damian mai surprinde prin încă ceva. Este capul unei familii scriitoare. În această familie, părinții și copiilor deopotrivă scriu cărți prin care abordează teme ale literaturii, istoriei și arte, aducându-și contribuția lor onestă, dar de substanță, la patrimoniul culturii române și nu numai. Cu gândul că timpul mă va ajuta să rămân contemporan și cu cărțile nepoților acestei familii, nu-mi rămâne decât să cred în urarea Viva Cresca Flore. Grijuliu cu cititorii săi, Ștefan Damian îi ajută din start să nu rătăcească. Printre presupuneri, și încă de pe coperta cărții ne spune că urmează să citim un Bildung roman. Precizarea sa ne trimite la mișcarea literară apărută în Germania la finele secolului al XVIII-lea și îmbrățișată de scritori europeni celebri precum Goethe, Thomas Mann, Dickens, Harper Lee, iar în literatura română de Mircea Eliade cu romanul său, romanul Adolescentului Miop, cu George Călinescu prin Enigma Otiliei și cu Sadoveanu prin Baltar. În cazul de față, suntem așadar în fața unei inițiative curajoase.
ce îndreptățește și o altitudine de așteptare estetică pe măsură. Acestea sunt premisele emotive de la care cititorul își începe lectura. Și într-adevăr, paginile odată parcurse ne dovedesc că suntem în fața unui bildung roman construit cu știință creatoare, talent și abilitate, toate remarcabile, obiectivate într-o proză densă și viguroasă, mereu în alertă, care captează cititorul, făcându-l părtaș la formarea și afirmarea unei personalități, a unui caracter care îți valorifică înzestrarea sa mentală și comportamentală, grație mediului familiar în care a fost crescut și educat. Pe temeiul faptelor evocate și a zecilor de personaje participate la făptuirea acestor fapte, am putea spune că, având în prim planul narrativ un destin particular, cel al notarului Titus, acțiunea romanului este în același timp însăși istoria unei zone geografice distinct conturate în Transilvania plurietnică, cea din apropierea Aradului, prin care Mureșul, urmându-și calea după voia naturii, desparte Banatul de Crișana, dar adună în localități precum Pecica, Bodrog, Nicolaul Mic, Ceala, Câinel, români, sârbi, unguri, sași, evrei, ca să-și trăiască viața comună. Ștefan Damian provine el însuși dintr-un neam ce dăinuie aici de secole. Un neam în care deseori, așa cum ne-o spune, numele de familie se termină în ici, o particulă lingvistică slavă specifică în deoseb sârbilor, pe când numele de botez sunt în general de sorginte latină. Familia pe care este concentrată acțiunea romanului, una robustă, cu durată seculară și bine conturată în istoria locului, ilustrează această stare de fapt. Notarul Titus, frații și surorile sale, creează prin numele lor o colectivitate românească, dar universul lor existențial din viața de fiecare zi este intens și firesc frecventat de rude și apropiat din etniile conlocuitoare, în deoseb sârbi, maghiari, evrei, toți confruntându-se în esență cu aceleași probleme de existență, chiar dacă în timp unii dintre ei au fost favorizați sau opresați de situațiile geopolitice și de jocurile de putere. Se înțelege de la sine că formarea și afirmarea unei personalități, tremă preferată pentru un bildung roman, presupune o confluență și o relaționare adecvată idealului urmărit între destinul individual și mediul social. Având în vedere titlul cărții, am putea spune că urma altoiului depinde ca devenire de trăinicia cu care noua mlădiță se prinde pe trunchiul ei purtător,
precum și de puterea cu care îi soarbe acestui trup serele și le prelucrează înnobilându-le finalitatea. Desigur, în formarea unui destin individual, în căutarea de sine către un eu împlinit, este decisivă pasiunea cu care este urmat drumul odată stabilit, iar călăuza pe acest drum este profesia aleasă. Deloc întâmplător, credem că autorul a ținut ca profesia eroului său să fie aceea de notar, pentru că ea își pune amprenta asupra modului în care eroul vede, percepe și judecă societatea în căutarea locului ce îi se cuvine în cadrul acesteia. Ori acest fapt conduce nemișlocit, implicit la radiografie a societății în datele ei esențiale. Altfel spus, creează deschiderea necesară pentru a surprinde evoluția colectivității plurietnice de referință prin mutațiile petrecute în baza ei materială privitoare la proprietate, stare socială, ascensiune sau decădere familiară, grad de integrare socială, toate acestea devenind consecință asupra mentalului colectiv și individual, asupra vieții spirituale și morale, consolidându-și astfel cauze pentru fericirea sau nefericirea omenească. Cu urma altoiului scrisului Ștefan Damian atinge parametrii de maximă importanță pentru împlinirea unui prozator. Stilul său creează găselițe prin care cuvântul ajunge la cititor cu încărcătură ideatică și emoțională autentică, generatoare de cunoaștere, trăire și convingere. Și în cărțile sale de până acum se putea vorbi la Ștefan Damian de o frază tipică, bazată pe un mod personal de comunicare, ce lasă mereu alături de afirmații și loc pentru interogări. Acum, aceste căutări de exprimare s-au adâncit. Experiența acumulată și convingerile estetice au fortificat un anume stil. Pe cât de personal, pe atât de integrat într-un efort novator. Sunt tot mai frecvente frazele ce se impun atenției prin asocieri spontane, care comunică stări mentale și emoționale născute din confluența realului cu imaginarul, a certitudinii cu relativul, în care părerea, presupunerea, îndoiala dau cunoașterii dramatism și nuanțează judecățile de valoare cu privire la semeni, fapte cotidiene sau evenimente. Realul, magicul și imaginar, rezultat al conlucrării fericite în cadrul lui Ștefan Damian între poet și prozator, dau deopotrivă motivația și energia trăirilor într-o lume în care, bună oară, clopotele mănăstirii bat singure, fără să fie trase de cineva, unele persoane se întâlnesc cu vechi cunoștințe sau numai cu umbrele acestora, dar discuțiile sunt la fel de firești și au aceleași efecte, iar tristețea se așează pe fața unor oameni resemnați, asemenea unor muște mari,
ciudate și fără nume. Într-un asemenea context, cotidian, dramatic și evocator, natura lucrurilor fraternizează cu preocupările omenești. De pildă, Mureșul este când o stachetă curgătoare peste care copiii din Bodrog să arunce cu pietre până în Banatul de pe malul celălalt, când imaginea trecerii, simbolizând timpul înțesat de gânduri, sensuri și amintiri, vălurind viață, melancolie și duioasă tristețe. Iată motivele pentru care cred că Umbra Altolului va rămâne în literatură ca o carte ce va face bine spiritualității românești și o va vindeca de unele rețineri pentru abordarea polifoniei etnice a zonei în care istoria a decis să ne așeze destinul. Mulțumim, domnule Onoja, pentru prezentare. Am uitat să pun o întrebare de final. Vă rog. Ce mergem după ciuperce fară? Că toamna e aici. Zilele viitoare. Da. În roman se merge. În roman se acționează. Face parte din cotidianul locului. Nu sunt multe de spus, o să las pe domnul Ștefan Damian, care în seara asta a fost ca la mormântarea lui poetului Verga și carabinier și bandit, adică cum zic ardelene, și tălhar și jandar, a fost și autor, dar și traducător. Prin urmare, a avut un discurs de traducător. Acum îl invităm să tragă concluziile la discursul de autor. Nu înainte de a spune și eu câteva cuvinte despre cei prezenți aici, cu care colaborez, și ar fi bine poate să pomenesc aici de domnul profesor Mihai Bărbulescu, care vine cu o monumentală carte, nu e monstruoasă, e monstruoasă pentru el, cu cât a lucrat probabil, o monumentală carte, Civilizația Romană în Dacia, e tratatul domniei sale, și o să vă invităm când va fi cazul acest eveniment. Domnul doctor Anderco și-a publicat memoriile, tot așa le-a primit de ziua dânsului, acum normal că a primit un prim exemplar care s-a epuizat rapid din cartea domniei sale de memorialistică despre locul de unde vine, din Sădmar, un elog al acestui loc, cum face și dumneavoastră un elog al Bodrogului. Și surprize vor veni și de la domnul Radu Constantinescu și de la doamna Mariana Istrate. Vă așteptăm cu drag, toate la timpul lor. Domnule profesor, aveți cuvântul, trageți concluziile, să ne spuneți și despre cartea dumneavoastră, pentru că ne-ați vorbit foarte frumos despre Grația, acum despre Ștefan. Nu pot vorbi despre mine cu atâta grație ca despre Grația, îmi pare foarte rău. Dar încerc să vă spun că am pornit în scrierea acestui roman de la un manuscris real pe care l-am folosit în proporție de 15% doar ca indicații de locuri, de oameni eventual. Este un roman care are multe personaje de invenție și multe personaje reale.
personaje reale care au existat și care au făcut exact ceea ce spun aici. De exemplu, Nicolae Iorga merge în, la Hodoș, mă rog, să citească niște manuscrise și Petre Ugliș de la Pecica, cum scria, cum se intitula el, academician, folclorist, învățătorul lui bunicul meu și al bunicii mele, îl primește și normal discută despre tot felul de lucruri, se întâlnesc după asta în Parlamentul României, fiindcă amândoi au ajuns și în Parlamentul României prin anii 34-35, și duc cu ei o amintire care îi leagă în timp. Și chiar dacă Iorga nu era cu PNC-ul de atunci, cu acest Petre Ugliș se împacă foarte bine. Petre Ugliș a scris memoriile din primul război mondial, a fost unul dintre adjuncții lui Lukaciu în timpul războiului, în 1918, când se organiza Legiunea Română de la Roma. Îl însoțea, de exemplu, la Avezzano, în lagărul de la Avezzano, la 60 de kilometri de Roma, unde erau vreo 9.000 de români din armata austro-ungară, prizonieri acolo. Și, normal, Lukaciu vorbea puternic, era o personalitate, avea o voce puternică, vorbea fără megafon, vorba lui bunicului meu. Iar acești 6-5 inși, de fapt și cu Lukaciu 6, înrolau românii care vreau să lupte alături de puterile Italiei împotriva Austro-Ungariei. Bun. Aceste elemente nu le-am prins în această carte, dar le-am prins în alte opere și am făcut aluzii la ele. Așa cum am făcut aluzii și la Ciuperci, într-o carte de prin 86, Pisica de Eritrea, un roman în care vorbeam despre anotimpul ciupercilor. Acolo ciupercile aveau rolul de a sta liniștite, tăcute, să nu strige foarte tare. Bun, trecem peste aceste elemente. Așadar, am pornit în următorului de la existența unui personaj real cu o biografie de familie inventată de mine, e adevărat, dar care s-a manifestat pe un spațiu nu doar al Banatului, ci a ajuns până în Istria. În Istria și în Italia. Trece în Italia, bine, într-o vizită destul de scurtă, dar are și relații cu milanezii, cu o seamă de artiști români care studiau la Milano. Face și o afacere cu Polli, care era un italian pripășit prin Elveția și căruia trebuie să-i ceară o sumă de bani și Cicio Pop, cu care era rudă prin alianță de altfel acest personaj, îi face o scrisoare către tribunalul din Lausanne, se trimită acestuia suma împrumutată și așa mai departe. Deci sunt multe elemente de tip ușor picaresc, să zic eu, care consider că atrag atenția și îndrumă pe cititor să descopere aceste spații. Sigur că sunt elemente de invenție, fiindcă Mariana Istrate este aici, ea știe foarte bine despre Matteo Bartoli. L-am băgat și pe el în roman, fără să spun Matteo Bartoli, dar am indicat locul de naștere, că era lângă Istro-Români, la doi pași de Istro-Români, sau pe alții dintre personajele, pe Silviu Dragomir, de exemplu. Personaje care cu toate au existat. Altfel, ce să vă spun? Se citește, cum spunea poetul Ionoșa, cu o anumită grijă și atenție, pentru că sunt multe capcane pe care încerc să le introduc. Să las loc deschis interpretărilor, să las exact așa cum face un râu, din când în când câte o groapă în care să te scufunzi și din care să ieși și să mergi mai departe, așa cum ni se întâmplă și nouă în viață, fiindcă viața este un fel de râu care ne duce din groapă în groapă, dintr-o parte liniștită într-o altă groapă și așa mai departe. Deci, cam asta este. Nu vreau să vă spun mai multe despre mine. O să spună cine vrea, dacă vrea să spună. Dacă nu, romanul va trece sub tăcere dacă nu se va spune nimic. Vă mulțumesc! Mă bucur că este aplaudat la scenă deschisă traducătorul.
prozatorul, poetul, profesorul, istoricul, are și cărți de istorie. Nu-i așa, domnule Mior Burbulescu, are niște cărți de istorie, vreo două, trei, din câte știu eu. Și profesorul Ștefan Damian. Mai trebuie să fac o precizare că tot anul acesta a fost invitat la Pecica, domnul profesor a fost cetățean de onoare acolo, la zilele orașului și în toamna asta care a început va fi invitat personal, au cumpărat un număr de exemplare care ne-a ajutat primăria cu acest... Ne-a ajutat mult acum când hârtia s-a scumpit după pandemie și cu războiul ăsta de lângă noi, s-a scumpit hârtia de vreo 3 ori. Și a fost de un real ajutor ca primăria să cumpere un număr de exemplare din cartea domnului Damian și din A Grației de Leda, care va fi acolo în bibliotecile de acolo, va fi dăruită elevilor meritoși din Pecica și va fi o întâlnire, așa cum a fost aceasta din seara aceasta, cu o reîntoarcere acasă a lui Ștefan Damian și o întâlnire cu profesorul Ștefan Damian acasă. Îl felicităm și pe această cale. Este lângă, alături de noi și celebrul mongolu. Noi avem un parteneriat cu Remus Pop, revista domniei sale La Mongolu va fi pusă pe site-ul editurii cu titlul de gratuitate, pentru că pe site-ul nostru, vorbesc acum în termeni tehnici, e foarte căutat site-ul nostru prin titlurile pe care le edităm și e binevenit acolo să fie citită. Iar am văzut aceste povești fabuloase despre autori, despre personaje, despre grație, cum ați vorbit, domnule profesor. Eu vreau să fac o întâlnire cu, și va urma o întâlnire cu Remus Pomongolu, în care efectiv să nu mai stea pe lângă scriitori. Așa cum spunea maică-mea despre mine, ea nu știa ce înseamnă editor. Și lumea a întrebat, ce face băiatul tău la Cluj? Îi ceva pe lângă scriitori. Deci asta era răspunsul. Asta era definiția ei de editor. Deci domnul Mongolu nu mai va sta pe lângă scriitori sau îi va susține și va fi alături de ei. Va veni aici lângă mine și vreau să poarte un dialog, să ne povestească despre povestea vieții domniei sale împreună cu scriitorii. Va deveni el însuși povestitor și scriitor după ce a stat atât de mult în urma povestitorilor și scriitorilor. De aceea vreau această întâlnire să fie va fi cu totul inedită și va fi foarte specială. În rest, vă așteptăm să aici domnul Ștefan Damian acordă autografe, poate acorda și o semnătură pe cartea de tradusă, A Grației de Leda, v-am prezentat și alte cărți, vă rog, sunteți așteptați să le cumpărați înainte de a le citi, vă mulțumesc frumos!